Sfinția voastră, înalt-preasfințite Părinte Ioachim, stimate oficialități centrale, județene și locale, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, am nespusa bucurie și onoare în același timp să vă spun bun venit la cea de-a 8-a ediție a concertului de sărbători pe care protopopiatul nostru îl organizează anul acesta în parteneriat, în colaborare cu Primăria Municipiului Măinești. Concertul din această seară, intitulat sugestiv Nașterea Domnului și Renașterea României, se dorește a fi, pe de o parte, un prinos de recunoștință adus bunului și milostivului Dumnezeu pentru binefacerile nenumărate revărsate asupra poporului român, care, nu mai departe decât ieri, pe 1 decembrie, a sărbat 99 de ani de unitate națională. Iar pe de altă parte, acest concert se dorește a fi darul Bisericii oferit prin fiii săi duhovnicești tuturor enoriașilor, credincioșilor noștri din această zonă binecuvântată de Dumnezeu, iubitor de cult și de cultură. Ne aflăm, dragii mei, într-o perioadă specială a anului, postul nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. O perioadă în care suntem chemați să primim fiecare în ieslea sufletului nostru pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor și al trupurilor noastre. Suntem chemați să primim pe Cel care s-a născut, a crescut pentru ca pe noi să ne mântuiască. Ne aflăm în această perioadă specială a anului liturgic, când sufletele noastre sunt chemate să primească picătură cu picătură din Harul lui Dumnezeu care se revarsă asupra noastră, asupra întregii omenii. În Hristos și prin Hristos, poporul acesta român a rezistat de-a lungul timpului în fața tuturor vicisitudinilor. Realitatea de astăzi ne arată o Românie unită. Însă, din păcate, cu mulți români dezbinați întrânsa. Soluția este Hristos, Dumnezeul nostru, credința în Mântuitorul Iisus Hristos. Cel care se naște în Betleemul Iudeii ca noi să renaștem în împărăția sa cea cerească. La mulți ani România, la mulți și binecuvântați ani români. Înainte de a oferi microfonul prezentatorului acestui eveniment, acestui concert, cel care a prezentat de altfel și celelalte concerte de până acum, Părintele Ciprian Ignat, aș dori să-mi permiteți ca în puține cuvinte să mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest moment de excepție, l-aș numi eu. Și în primul rând, gândul de recunoștință îl îndrept mai întâi spre înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, atât pentru arhiereasca binecuvântare,
cât și pentru sprijinul pe care ni l-a oferit în organizarea acestui eveniment. Vă salutăm dreapta în apreasiția noastră. Mulțumim de asemenea Consiliului Local, domnului primar Valentin Vieru, pentru colaborarea și pentru implicarea în organizarea acestui eveniment. Mulțumim de asemenea, nu în ultimul rând, societăților comerciale Omega Panasonic și Fitco SRL și de asemenea dumneavoastră tuturor care sunteți prezenți în această seară și care prin prezența dumneavoastră înfrumusețați fără dar și poate evenimentul nostru. Vizionare plăcută vă dorim tuturor! Bom, bom, bom.
Să
Oh!
așa, să trăiască România zi, mai tare ce mai tare ce și mai tare fie să jură și mai tare că uniți așa. Mulțumim membrilor Corale Armonia și pentru că ați vibrat alături de noi și mai doresc să vă mai cânte sau să vă mai încânte cu ceva. Și banatul mă
strânge Ardealul și Banatul, Moldova și tot regatul. Țara mea, mi-am pierdut și liniștea, și noi Corale Armonia și dirijorului preot Iacon Iulian Ioan Dumitru. Vă mulțumim și vă mulțumim și dumneavoastră pentru căldura pe care o manifestați, pentru vibrația sufletului pe care o simțim prin aplauzele dumneavoastră. Mulțumim membrilor Corale Armonia și dați-mi voie în următoarele momente să creionez un portret în cuvinte despre invitatul special din această seară. Un om plin de căldură sufletească, un artist ce lasă ca emoția să vibreze în sufletele celor care îl ascultă, un interpret
a cărui voce sensibilizează și rezonează cu fiecare, un suflet ce se dăruie total și trăiește intens fiecare clipă pe care o petrece alături de public. Este născut în zona pitorească a Ardealului, în Turda. Este absolvent al Facultății de Teatru din cadrul Universității Ecologice, fiind actor la Teatru Alexandru Davila din Pitești. A fost premiat cu 5 discuri de aur și un disc de platină pentru albumul de colinde Spre Rai, artist al poporului Republicii Moldova, titlul oferit de președintele statului Nicolae Timofti. Interpretul care va evolua în fața dumneavoastră în clipele următoare va aduce în dar repertoriul său dedicat sărbătorilor de iarnă. Dragii noștri, în aplauzele dumneavoastră îl invit în scenă pe artistul Paul Ciprian Surugiu, cunoscut cu numele său de scenă Fuego. Bună seara, dragi prieteni! Mulțumim pentru aplauzele dumneavoastră! Am venit cu mare bucurie. Sper să uitați pentru o clipă de grijile zilnice. Dracu' mie, a te cânta scrisule venit din stele. Orice literă a ta, ca pe ochii maicii mele, veșnic o sărut. Bucură-te, scris latin, că pe Valea Dulce-amară tu n-ai venit ca un străin, ai venit la tine în țară și la frații tăi. Răsai, 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 ca creul cel verde, ca lacrima. Răsai, 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 și nu te mai pierde iubirea mea. Răsai, 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 ca griul cel verde, ca lacrima. Răsai, răsai, răsai,
și nu te mai pierde iubirea mea. Verde purpuriu pe ram, băi cosmic de aur pline, Doamne, ce săraci eram, neavându-te pe tine, Scrisule cel sfânt. Răsai, 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 ca griul cel verde, ca lacrima. Răsai, 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 și nu te mai pierde iubirea mea. Răsai, 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 ca grâul cel verde, ca lacrima. Răsai, 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 și nu te mai pierde iubirea mea. Dor de anii ce-au trecut, aș vrea să o iau de la început cu mintea mea de-acum de azi, cu seva falnicilor brazi. Mi-e dor copilăria mea, de parcă ai fost a altuia. Oare vreodată te-am trăit? Unde ai plecat? Unde ai fugit? Mi-e dor de chipul mamei dragă, de zâmbetul-i rămas în prag. Mi-e dor de dorurile ei și dor mi-e de Moș Andrei. Întoarce, Doamne, anii mei, oprește-ți și câțiva de vrei. Copilăria dă-mi un dar, frumoasă zână în calendar. Mai lasă-mă copil să fiu sub cer senin și azuriu. Și, Doamne, nu mă părăsi, mai lasă-mă printre copii. Mai lasă-mă printre copii. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români! La mulți ani, Fuego! La mulți ani tuturor celor care în seara aceasta au dorit să participe la acest spectacol minunat! Mulțumim din tot sufletul artistului Paul Ciprian Surugiu pentru că astăzi ne-a bucurat cu prezența sa, cu vocea sa caldă, cu dăruirea sa, cu aceste minunate cântece și colinde ce se regăsesc parte din ele pe albumul de colinde Spre Rai. Dar sigur, avem o tradiție de peste 8 ani în care aducem și noi darul nostru, adică fiecare dintre dumneavoastră. De aceea îl invit mai întâi pe înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim pentru a rosti un cuvânt de binecuvântare pentru momentele acestea de pregătire pentru marea sărbătoare a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. În al preasfinția voastră, vă rugăm să ne transmiteți un gând. De asemenea, îl invit și pe domnul primar, Valentin Vieru, cel care a sprijinit în realizarea acestui și organizarea acestui concert în această seară și pe Părintele Protopop. În al preasfinția voastră, vă rugăm. Domnule primar, iubiții mei, prieteni moineșteni, s-a creat o emoție în sufletul nostru încât parcă am fost răpiți pentru câteva momente și ne-am trezit în paradis unde, evident, e o viață de vis și e mai bine ca la Paris. Și deci suntem la Moinești și Moineștiul a devenit centrul lumii pentru faptul că, așa cum a spus și artistul în ultimul său mesaj, la Moinești
ești în centrul pământului, dacă toată energia necreată lui Dumnezeu vine înspre noi și a venit în seara asta și sunt îndatorat în fața dumneavoastră, care sunteți pe cetea apostoliei mele din zona aceasta binecuvântată de Dumnezeu și ați reușit această superbă seară pentru care vă binecuvintez și vă mulțumim din tot sufletul. Sperăm că nu este o seară unică, pentru faptul că serile se succed cum zilele și cum viața noastră se succede minut cu minut, dar fiecare minut. Dacă îl trăim intens, cum l-am trăit în seara aceasta, înseamnă că am transfigurat timpul, nu l-am desfigurat și atunci plecăm din sala aceasta mai buni, mai frumoși, transfigurați și îl vom primi pe Hristos cu bucuria inimii, în bucuria inimii. Vă mulțumim, domnule primar, și mulțumim și celor care au organizat această frumoasă seară, să dea Dumnezeu să ne mai întâlnim. Dar, în orice caz, am prilejul acum să vă felicit cu prilejul Crăciunului de anul acesta, care a început deja să se deschidă prin aceste manifestări culturale-religioase pe care le-am făcut și pe care le vom face până în preajma Crăciunului. Deci, sperăm că acum la Crăciun vom reforma, vom restaura, vom reînnoi, vom pune în evidență familia care este așa de frumoasă, familia creștină care este biserica, familia unde se nasc prunci, unde se nasc copii și care, unde pulsează viitorul și pulsează energie pentru toate instituțiile poporului, dar mai curând pentru instituția divină umană care este biserica. Vă mulțumim, vă binecuvântez și anul acesta care se termină să fie un an al milei Domnului. Dacă nu reușim să atragem mila Domnului, atunci este în zadar toată munca noastră. Că dacă nu important este ce realizezi în viață, ci ceea ce este important este direcția în care ne mișcăm. Deci am simțit din nou direcționalul din seara aceasta și nu este altul pentru a rămâne în pacea aceasta și în liniște aceasta și în lumina aceasta, decât trăind, retrăind și spunând din tot sufletul că Hristos se naște slăviți-L. Hristos din cerul întâmpinați-L, Hristos pe pământ, înălțați-vă, strigați Domnului tot pământul, căci cu bucurie El a venit la noi, cu bucurie să-L întâmpinăm. Binecuvântată fie Ziua Națională a României, binecuvântată fie Ziua Bisericii, binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Un salut de bun venit tuturor, dar în mod special celui care a dat binecuvântarea pentru realizarea acestui eveniment, celui care de câte ori vine în comunitatea noastră, aduce cu dumnealui credința în Dumnezeu, aduce pacea între oameni și liniștea sufletelor noastre. Prea Sfințitul Ioachim Băcăuanul, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. De asemenea, dați-mi voie să salut și prezența câtorva oficialități și aș începe cu cei care reprezintă autoritatea centrală a domnului ministru Viorel Ilie, care este și parte în crearea evenimentelor ce se desfășoară de-a lungul anilor în municipiul Măriești. Să salut prezența primarilor din orașul Dărmănești, domnul Constantin Toma, domnul Ștefan Șiloche de la Târgovna, domnul Gheorghe Baciu de la Slănic, domnul Răzvan Tudose de la Zemeș, doamna Albu Diana de la Poduri. De asemenea, salut reprezentanții autorităților locale, a instituțiilor publice, a societăților comerciale și a dumneavoastră tuturor care ați răspuns prezent la acest eveniment. Iată că am intrat cu toții în luna sărbătorilor. Ieri am sărbătorit Ziua Națională a României. Astăzi am început cu acest eveniment sărbătorile de iarnă. Continuăm pe data de 19 decembrie cu un spectacol al filarmonicii din Bacău, un dirijor din Spania și o soprană din Austria. Iată că vom finaliza cu tradițiile de Crăciun care se vor desfășura
pe data de 27 decembrie, știți cu toții, la Moinești, pe scena din Parcul Central, se desfășoară acel festival al tradițiilor de Crăciun. Dar cu toții vom sărbători nașterea Domnului, Crăciunul, Anul Nou. De aceea vreau să vă urez de pe acum, la mulți ani, să aveți un an fericit, cu realizări și tot ceea ce vă doriți de aici încolo. Dar să îi felicit și să le mulțumesc și celor care ne-au încântat în această seară, ansamblului moineștean, ca condus de Marinica Ifrim, care de câte ori are ocazia, așa cum spunea și Fuego, este prezent și pe posturile televiziunilor naționale. Să mulțumesc Coralei Armonia. Nu este prima dată la Moinești. A venit în urmă cu 2-3 ani, atunci când au mai evoluat în catedrala de aici în apropiere și am organizat acele evenimente. La început Gheorghe Zamfir, după care Hrușcă, Paula Selling, Leșe. Cred că i-am spus, iată că suntem deja la a 6-a ediție, dacă mi-aduc bine aminte, și suntem cu o sală plină și să-mi cer scuze pentru cei care nu și-au găsit locul care era rezervat. Dacă a urmărit acest spectacol din picioare sau dacă nu au avut loc în sală și au urmărit de pe acel ecran de afară. Mulțumesc de asemenea artistului Fuego, care a fost, iată, prezent la Moinești. Când i-am dat telefon în urmă cu vreo 2 luni, i-am spus că vreau să organizez un spectacol și a zis să nu cumva să fie în luna decembrie. I-am spus, stai liniștit pentru cel de Ziua Femeii, îți spun atunci la festivalul pentru sărbătorile de Crăciun. Am stabilit împreună o întâlnire și iată că astăzi a fost prezent aici. Îi mulțumesc și îl invit aici lângă noi. Și se cuvine să îi mulțumim așa, în mod tradițional, cum îi stă bine oricărei gazde, să mulțumească colindătorului cu daruri bogate și frumoase din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Icoana reprezentativă a Catedralei Arhiepiscopale și a întregului ținut al Romanului și Bacăului, un album Praxis și Teosis cu toate mănăstirile din cuprinsul Arhiepiscopiei noastre și câteva volume scrise de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim, texte comentate la învățăturile Sfintei Scripturii, la parabolele Sfintelor Evangheliei, poeme și acatistul cuvioasei Parascheva compus de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim. De la cântec la cântec. Vreau să vă mulțumesc frumos. A fost într-adevăr o seară memorabilă. Memorabilă. M-am simțit foarte bine. Voi reveni cu mare bucurie la Moinești, unde am descoperit, deși n-am cântat foarte des, să știți că am cântat doar o dată și atunci afară, într-o ploaie teribilă, nu știu câte lume m-a văzut pe mine atunci, era celălalt primar, dacă nu mă înșel, prietenul nostru, care nu știu dacă, care seamănă cu mine, vă rog, domnul. Acum sunteți ministru? Să dea Dumnezeu să ajungeți președinte. Vreau să vă felicit pentru organizare și sunt extrem de fericit. La mulți ani tuturor moldovenilor! Și la darurile dumneavoastră de colin, de cânt și de toate cele pe care ni le-ați dăruit astăzi, haideți să dăruim și noi, așa cum e obișnuința noastră în spectacolele de sărbătorile Crăciunului, să cântăm împreună O, ce veste minunată! O, ce veste minunată, în Betlehem ni s-a arătat, astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Și astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. La Betlehem Maria
născut Mesia. Într-un mic sălaș, lângă acel oraș, s-a născut Mesia. Tuturor, vă invit, dragii mei, și în această seară să ne fiți parteneri în activitatea noastră social-filantropică. Așa cum v-am obișnuit, la finele oricărui moment de genul acesta, avem prilejul de a veni în sprijinul unor persoane care au avut de-a lungul timpului mai multe greutăți, poate, decât noi. Anul acesta, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Ioachim, se derulează în cadrul eparhiei noastre un proiect social-filantropic, Fi dar din darul lui Dumnezeu. Noi, în cadrul protopopiatului, am avut în această perioadă ocazia de a veni în sprijinul a două familii nevoiașe, cărora incendiul devastator le-a distrus toată agoniseala de o viață. Până acum am reușit să ridicăm acele case cu sprijinul parohiilor noastre, însă e nevoie în continuare, acum în prag de iarnă, de sobe pentru încălzire, de frigider, de aragaz și de celelalte necesare unei locuințe. De aceea, în seara aceasta vă invit să fiți, cum am spus la început, partenerii noștri în această activitate social-filantropică și din multul sau puținul dumneavoastră, oferind un mic dar, oferiți de fapt un zâmbet pe chipul acestor oameni. De aceea, la ieșire, vă puteți oferi acest sprijin voluntarilor noștri, elevilor de la Liceul Spiru Haret din localitate, cărora le mulțumesc și pe această cale, și vă invit să-i aplaudăm cu toții pentru dărnicia și pentru efortul lor de fiecare dată de a fi în sprijinul celor nevoiași. Și în felul acesta, cum am spus, oferind darul dumneavoastră, oferiți zâmbetul și totodată acest minunat prilej de a fi dar din darul lui Dumnezeu. Încă o dată mă alătur și eu celor care au prezentat în fața dumneavoastră aceste minunate daruri din darurile lui Dumnezeu, cântecele populare și colindele acestea minunate, cu urarea de mulți și binecuvântați ani, mulțumind Înalt Preasfințitului, artistului Paul Surugiu și, desigur, Corale Armonia și ansamblului Moineșteanca. Tuturor la mulți și binecuvântați ani, un an cu împliniri și toate cele de trebuință vieții noastre. Vă mulțumim frumos! Cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, la mulți ani! Vă mulțumim că ați venit! Cu mine vă întâlniți în foaier pentru autografe și fotografii. Așa mi-am învățat publicul de 11 ani, așa că voi fi prezent în foaier pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc!